S-a încheiat perioada de prohibiție care a durat din 15 aprilie până pe 13 iunie. Sezonul de pescuit la păstrăvi a început încă de la debutul acestei luni și pentru reghineni e liber la pescuit. Trebuie doar să știți unde și ce anume puteți prinde. S-a deschis la 1 mai sezonul la păstrăvi. În 14 se poate pescui la celelalte specii, mai puțin lipanul. Ce putem pescui acum, în această perioadă? În această perioadă se poate pescui scobarul, cleanul, avatul și restul speciilor. Reghinenii pot merge la pescuit pe râul Mureș, pe râul Luț, pe Mureșul Superior, Mureș 4, pe Valea Bistrei, Răstolița, Găloaia, Păraile de Munte, așa că o bază destul de mare pe unde se pot exercita pescuitul. Veștile sunt bune nu doar pentru amatorii de pescuit, ci și pentru iubitorii de vânătoare. Nu dați însă frâul liber hobby-ului, fără să țineți cont de prevederile din domeniu în vigoare. La vânătoare sezonul s-a închis, deci prima dată pe sezonul 2011-2012, acum s-a deschis la căprior, de la 1 mai se vânează căpriorul de selecție cu autorizații individuale. Este important să știți că doar membrii AJVPS pot beneficia de autorizația de vânătoare necesară. Pentru obținerea acesteia, grupele își fac planuri în baza cotelor de recoltă, apoi se achită contravaloarea și vânătorii își primesc autorizația.